stato Andrează vă spun că mai vreau un salt calitativ, avem și sunet. Da. Da? Sunet mai. De bine? Se aude bine? Da. Așa. Și este o altă ediție. Țin minte că în anul 2000 am capăt chestia asta la Academie. Am plecat de aici și facem blocaj pe drum cea mai lungă, un sfert de o, după jumătate de oră. Ne așteptau acolo partea de micelii Timotii, domnul Ticurea, de Dregan, și erau vreo 4 sau 5, nu am întârziat. Dar asta nu însemna că n-am fost foarte greu. O să dau cuvântul acum, domnului mereu până domnul Sărbun. Hai, ne stăm mai la balcon. Ipecea, păstrați o tradiție, ca în cadrul unor seminare în istoria economicii, printre puținile care se mai țin astăzi în țară, să prezinte fapte memorabile și personalități remarcabile ale universității, din intenția de a arăta că România a avut contribuții recunoscute în editorii. Nu o retragere în trecut, dar un îndemn că analizând ceea ce a fost bun, acesta trebuie dezvoltat dacă dorește un viitor exclus repetării de greșeli. Ce se mai dorea ca praful să nu se aștearne pe contribuțiile și meritul unor mari personalități ale electrotehnicii românești. Jean-Paul Sartre spunea cu mult adevăr că uitându-ne în trecut, profităm de ceea ce am câștigat, capitalizând experiențe, prezentul se îmbogățește cu primul. Ca președinte al Comitetului Electoral Român, dominat de personalitățile care au condus întâlnirii 1927, Dragomir Rumusescu, și trebuie să le doresc o bună perioadă de timp după aceea, am încercat să păstrez tradiția acestor întâlniri și surmerit al Institutului PCA, al eforturilor depuse de doctor Ignat, ca să faci timp pentru așa ceva, din nevoia, că ele trebuie să facă parte din educația unui cercetător. De altfel, meritul este și al dumneavoastră, care v-ați rupt astăzi de la alte activități pentru a fi prezenți aici. În programul seminarului, un punct central a fost sărbătorirea profesorului Alexandru François, care la 12 noiembrie împlinește frumoasa vârstă de 90 de ani. Din păcate, ne-a transmis mesajul respectiv cu o gripă rezervă, se împlinește la pat, nu poate să participe, dar roagă să-l considerați că este prezent pentru dumneavoastră aici. De altfel, va fi un alt François, pentru că și Academia de Științe Tehnice și Politehnica intenționează să-l sărbătorească, să-și arate recunoștința pentru tot ce a reprezentat și reprezintă domnia sa în electrotehnică. Subsemnatul își propune astăzi să vă spună cine a fost și ce a fost pentru electrotehnică Ioan, ce își propune în afară de François, Ioan Niculeț, cel care în sfatul țării a hotărât Uria Basarabiei cu patria mama. Poate în mod firesc vă întrebați de ce ICPO a luat-o înaintea altora cu sărbătorirea lui Alexandru François. De ce s-a grăbit să-și organizeze această întâlnire să fie primul? Răspunsul mai puțin cunoscut de dumneavoastră este faptul că Alexandru François nu a fost doar un profesor de elită. Seria mea, având șansa de a-l avea profesor alături de Andrei Țugurea, de Timotin, de Mocanu, de Grin, de Sechiogheu, de Antonio, de Cristina și Alex Popescu, de Martin Berkovici, ci și un cercetător cu mare forță de creație, de scazul mașinilor speciale și înțelegerea spre cercetării, am spus, mari mașiniști care a fost strict, să spunem, specializați pe domeniul lor, el a înțeles ce înseamnă acționarea electronică ale puterii, încuplarea motorului, dându-i prin această funcție cu totul și cu totul deosebită. De aici și decizia mea ca astăzi, selectând din ceea ce mult a făcut profesorul Alexandru François, să mă refer doar la binomul Alexandru François și ICP.
student al Facultății de Electromecanică, seria 4650, încă înainte de absolvire, are onoarea de a fi numit bursier de cercetări la Institutul de Cercetări Energetice al Academiei, unde se formează ca cercetător sub îndrumarea lui Isen Gheorghiu, Budeanu, Rimul Zădoreț. Interesant, cine mai lucra în același timp în Institutul de Energetică, vecinul nostru din dreapta și pe care îi invidiam totdeauna prin oamenii pe care îi avea și ne străduiam să le ajungem. Lucrau aici, în acei ani, Martin Bergovici, Dinculescu, Antonio, Cezar Parteni, Augustin Moraru, Modin, Țugulea, Grem Trăgar, Manea, Eugen Potolea, Mihai Popov, Constantin Apendea. O pleiadă de electricieni care, după opinia mea, a făcut cinste electrotehnice românești. Primul contact cu IFP-ul pe care îl are François este în 1955, când în comisia de doctorat figurează profesorul Alexandru Nicolau, primul director al IFP-ului, care este referent de specialitate. Se pare că între ei exista un mare sentiment de apropiere, în special prin faptul că Nicolau, că François alesese ca specialitate secția de mașini electrice și al doilea elementul important de apreciere, faptul că François fusese însemnat asistent al lui Isen Gheorghiu încă când era student de mare terminat. Deci asta dovedește, dacă vreți, un anumit sentiment de valoare pe care practic îi se recunoștea încă din începutul inginerești al lui François. Se distinge în Institutul de Energetică al Academiei, în determinarea forțelor axiale în transformatoare și construcția unor mașini speciale, în special contribuie amplitudinea predilecția pentru mașinile speciale, la care lucrează împreună cu Augustin Moraru. Iarăși, o primă cercetare pe care o face cu IFP-ul este în domeniul forajului, în domeniul acționarilor electrice. Abordează la cererea Ministerului Industriei domeniul acționărilor electrice foraj. Studiul care este preluat de către IFP și lăsat la baza dezvoltării viitoare pe care Dan Vințescu, Romulus Zărone, Dan Ionciri și Carla Pedan Domenica șeful le vor dezvolta în soluțiile date pentru echipamente de foraj terestru și marin, IFP devenind unul mare dezvoltator de echipamente naționale foraj. În dezvoltarea fabricației de motoare electrice din România, în general sau a seriilor unitare de motoare electrice și transformatoare, legătura dintre secțiile de mașini electrice din IP, Catedra de Mașini Electrice a Facultății de Electrotehnică și constructorii șefi din fabrici era deosebit de strânsă. Era o familie cu un schimb de idei ușor transferabile, dovadă ce s-a făcut în domeniul mașinilor electrice și a oamenilor antrenați în aceste activități. Liuba, Bichir, Nistor, Băscălescu, Schleiber, Chestelical, Demeter, Mirescu, la IP, Răduț și Eugen Nicolescu, Zilia și la IME, Alexandru François, Bână, Crăciunescu, Ovric, Galan, Dordea și Sfășora la Timișoara, Boțan la Iași. Poate singurul domeniu din electrotehnica românească care nu a beneficiat de licență pentru dezvoltarea de motoare, concepția din majoritar românească și înalt competitivă, prin cele 6 mari fabrici de mașini electrice construite în România, este în domeniul mașinilor electrice. Cât de strânse erau legăturile între școală și institut, schimburile de idei și de oameni, pentru că în timp mulți profesori din Politehnica IP și mulți oameni din IP au devenit profesori în Politehnica Bucureșteană, aș vrea să vă spun printr-o amintire din tinerița mea ingineriască. În anul 62, profesorul Hortopan, al treilea director al Institutului, pleacă de învățământ. Va fi decanul Facultății de Electrotehnică. Se căuta într-o funcție de director pe cineva din învățământ și personalitatea la care toată lumea și-a îndreptat atenția a fost profesorul François. În disputa dintre cele două ministere, cum era cu rezerva de cadre a fiecărui minister pe perioada respectivă, deci în această dispută între Ministerul Industriei și Ministerul Învățământului, a câștigat ultimul minister. Profesorul François devine director al Învățământului Superior,
iar la IP venind o altă personalitate a elitrodenții românești, profesorul Felician Lăzăroiu, cu merite deosebite în tehnologia mașinilor electrice și al organizării de procese industriale. O realizare remarcabilă a anilor 80-85, la care profesorul François Răduț și-a adus o importantă contribuție, este aceea dezvoltării unor familii de motoare electrice pentru avans și acționarea principală a mașinilor mele. România dezvoltase un puternic sector de fabricație de mașini electrice. Puternic nu doar prin volumul de producție, ci și prin performanțele și diversificarea industriei de mașini electrice, industrie care ajunsese printre primii 10 furnizori de mașini electrice din lume. Motoarele electrice, motoare cilindrice și cu anumită geometrie și caracteristici electrice, în special cuplu, erau importante de la două firme de prestigiu, Inland și Porter, și reprezentau pe România, pentru România, 10 milioane de dolari importuri. S-a hotărât asemenea la țară și un colectiv puternic s-a constituit pentru realizarea motoarelor. Era constituit din profesorul François, Răduț de la Facultatea de Electrotehnică, a Petrei Schleichere, cercetător din laboratorul său, Mihai Lascorțescu, Bene Marinescu, Mihăiescu, Șerdemu, Peciosu, de asemenea, constructor de la Construct Concept de la Electromotor Timișoara. Pentru partea de acționare, IPA, cu vaiere și capăt, iar de la Electrotehnica, domnul director Mitu Ionescu, pe care îl salutăm, Stăcinescu și Sideriaș. În cazul motoarelor destinate echipării mașinilor electrice, soluția dată de François Răduț Schleicher pentru motoarele de avans și acționare principală a fost deosebit de modernă pentru acei ani. Performanțele atinse depășind la unul gabarite cele mai căutate mașini destinate acestui scop. Numeroase probleme stăteau în fața proiectanților. Era vorba de magneți de energie, nu au apărut soluții comerciale de magneți cu o multă mare, la care secția de materiale prin doctor Capel, domnul François definește într-o amintire pe care a spus-o și a scris-o la a 65-a aniversare a ECU, magicianul Capel, care a dezvoltat nu numai prototipul unui magnet al Nico cu performanță superioare, nu erau comercial magneții cu pământuri rare, reușind în acea perioadă un magnet care a conferit performanțe cu tuturor degherit în serie de motoare. Construcția trebuia să fie închisă, seria de motoare în câteva gabarite trebuia să asigure condiții de pornire 10 nominal, momente mici de inerție pentru a răspunde rapid la comenzi, viteze reglabile până la 3.000 de rotații pe minut, evitarea de magnetizare. A rezultat o serie de motoare SMUC, care s-a făcut în mii de exemplare, a reprezentat milioane de dolari pe perioada respectivă, în 5 tipuri dimensiuni, având cuplu nominal 7, 7, 35, 55, 125, motoare cu excitație cu magneți permanenți de mare energie al Nico, cupluri impulsionale între 70 Nm și 1000 Nm, zgomot sub 70 dB, momente de inerție a rotorului cilindric 0012 până la 9,2 kg/m². Constanta electromecanică 10-39 milisecunde, masa între 40-180 kg. Cred că a fost una dintre frumoasele realizări ale IP-ului, care printr-o sinergie de valori științifice a realizat un sistem de acționare mașinilor electrice, motori electric, variatori de curație, România devenind prin electrotehnica furnizorul de bază în economia caier. Rândul marilor specialiști români în domeniul mașinilor electrice pe care România i-a avut și încă mai are, profesorul François are ceva suplimentar. A înțeles că mașina electrică poate să facă și altceva decât era cunoscut până atunci, și anume coplarea cu electronica de putere, care să-i asigure alte funcțiuni impuse de acționare unui proces, și de aici, deschiderea spre o nouă viziune a mașinii electrice. Mai este un lucru care trebuie menționat în relațiile profesorului François cu IPEO. Momentul 87-91, când iată-și o viziune
inteligentă pe care a avut-o ICPO, mai țin în minte problema stagiarilor și preocuparea Institutului de a-și împrospăta totdeauna cadre cu elemente bune luate din școală și pe care nu putea, dintr-o inițiativă comună s-a constituit la Facultatea de Electrotehnică filiala ICPO-PB, merită să dezvolte sisteme dinamice industriale, tematică în care experiența profesorului François și apropiatului său colaborator Răzvan Măgureanu a condus la dezvoltarea nu numai a unor soluții de mare originalitate, dar și a forma o școală în care cei de aici, astăzi, sunt nume apreciate în electrotehnica românească. Iulian Poiu, Hogea, Dragoș, Caragea, Radu Solacol, Liviu Hrainer, Grigore Danciu. Generos, așa cum este un autentic om de știință, profesorul François a transmis în numeroase cărți un cunoștință din propriile căutări științifice, a devenit o prezență recunoscută în comunitatea electrotehnicii. Peste 23 de volume au fost publicate în țară și străinătate. O lucrare monumentală, Tratatul de mașini electrice, 4 volume, realizat în perioada 68-72 împreună cu Ise Gheorghiu, lucrare apreciată cu premiul de stat și o încununare a operii sale, două lucrări apărute în literatura engleză și una în literatura germană, Electrical Machines and Drive System la Oxford în 1984 și în literatura germană, electrice mașină în round-trip sisteme, devenind lucrări de mare circulație internațională. Aș vrea să vă arăt numai puțin opera François. Lucrările pe care profesorul François, din experiența lui inginerească, erau deosebite. Era seria de trei, din cele patru, numai trei volume, mașina de curent continuă, sincronă și transformator. Asta a fost lucrarea de bază, să spunem, care practic a stat, să spunem, la temelia formării inginerilor electricieni. Au urmat mai departe, este foarte... Au urmat mai departe o asociere cu toți care au lucrat în acest domeniu, în domeniul acțiunilor. Tot o carte de mașini și acționări, și colegii mei probleme. Mașini și acționări, electrice, elemente de execuție. Un curs, să spunem, ăsta a fost printre primire, respectiv Populescu, pe care îți poate electrotehnică și electronică. Iarăși un curs de acționări electrice, care îl asociază pe Nico pe sală. Adică a fost extraordinar de deschis la colaborările cu toți cei care în domeniu puteau să spună ceva. Mașinile și sistemele de acționare electrice, probleme fundamentale, vedeți cum a mers crescendo toată activitatea respectivă, ultimând cu cele două lucrări care eu spun că sunt de referință și care caracterizează pe François, electrica, mașina cea apărută în Anglia, Oxford, și cealaltă electrice mașină în Germania. Onorată asistență. Pentru generațiile de studenți pe care i-am drumat, pentru cei cărora viața le-a dat șansa să fie regăsiți în lucrări comune, profesorul François reprezintă nu doar electrotehnicianul cu viziuni largi ale domeniului, cu o meritată recunoaștere în plan național și internațional, ci omul care știe că știe. Și dacă știe că știe, el ar trebui să fie urmat. El are fermitatea, își susține o opinie științifică, dar făcând acest lucru fără să-i hibe interlocutorul, să spună ce gândește și cum gândește, bine sau prost, dar de aici și premisa de a putea să progresezi dacă știi să alegi un sfat bun. A fost în comisiile de doctorat al multora dintre noi. Ne-a călăuzit chiar și la distanță carierele și am simțit întotdeauna satisfacția domniei sale că am trecut prin mâna lui și că poate se regăsea de multe ori prin noi. Colegii mei, dumneavoastră, veți putea spune și alte lucruri despre Alexandru François. Dar oricâte vă vom spune astăzi, vă rugăm să ne iertați că nu am spus atât cât ar fi trebuit să fie spus. Dorim multă sănătate domnului profesor François. Alese mulțumiri pentru ceea ce a făcut pentru noi, speranța că o face și în continuare,
și de tot împreună le vom regăsi și la alte manifestări. La mulți ani! Ce la o sinergie
dar este de subliniat. Între cuțitul electrotehnicien în pur, cum avem noi aici exemplu, în afișul nostru, și între care unul trebuia să-l servăm aici și dorim să-l servăm, dar nu este, nu poate fi prezent și ne pare foarte rău, și cei, să zicem, trei fizicieni care s-au, zic că nu s-au pierdut printre acești alți, ceilalți curifei aici, sunt bine plasați. Am eu sunt la fel, din cauza aceasta. Să subliniez că în această istorie a electrotehnicii fizicienii au un loc bine meritat și n-au deranjat deloc acest moment din contră, l-au dezvoltat. Ceea ce privește lucrările acestui simpozion, cred că ele vor avea succes, fiindcă ele sunt importante. Aceste lucrări și aceste simpozioane sau seminarii mici pe care le organizăm în ultimul an, totuși au importanță. Fiindcă nu cred că există progres fără să cunoști, nu zic trecutul, fără să ai cunoștințele care pot fi preluate în viitor. Progres, și revoluționarii, eu știu, mari revoluționari, recunosc asta. Revoluții nu trebuie să îndepărteze absolut toate elementele trecutului. Trebuie să ia tot ceea ce este bun din trecut și să dezvolte aceste elemente. Exact, acesta este și scopul seminarului nostru. Cunoaștem trecutul pentru a prelua elementele bune de acolo și de a le dezvolta. În sensul ăsta, eu doresc acestui seminar succes, să aibă, să fie captivant, să prezinte multe lucruri noi și aș face o propunere. Domnule, poate legați acest seminar de Comitetul Academiei sau Comisia de la CRIF, istoria și științele. Adevărat, la CRIF, am avut și la CRIF. Poate anul viitor dezvoltăm. Și revenim iarăși măcar la dimensiunea primelor noastre seminarii care le-am dezvoltat. Cred că este util acest lucru și chiar și necesar, nu mai e util. Aici, în programul seminarului nostru, văd că avem un punct care se referă la sărbătorirea a domnului profesor Alexandru François cu ocazia împlinirea 90 de ani, la care domnul profesor Năsescu s-a referit. Eu aș vrea numai două, trei cuvinte să spun despre colaborarea noastră. V-am amintit de către domnul profesor Năsescu. În anii 77-79 am avut o colaborare deosebit de fructoasă cu colegiul domnului François, din care n-au lipsit Crăciunescu, domnul profesor Crăciunescu și domnul profesor Noțimir. Deci, deși au dezvoltat împreună cu noi momenții permanenți pentru motoarele acestei cilindrice SMUC, numite pe scurt SMUC, și care au fost după aceea, eu știu, reproduse motoarele în mii de bucăți și exportate, după câte știu eu, cel mai mult în posta Uniunii Sovietică. Dar cum s-a născut acest motor, știu că un model, l-am avut un model de la Siemens, un motor cilindric Siemens, dar care era ocupat, echipat cu magneți permanenți de mare, de înaltă coercivitate, cu câmp coeștire ridicat. Ceea ce la noi ar fi condus la un preț foarte mare. Acest magnet permanent avea 35% cobalt, cobalt era atunci în anii 79 și este și astăzi un element prohibit, este folosit foarte mult în armată, din toate arme, și de aceea ar trebui evitat, ar fi fost și foarte, foarte scump. După aceea mai conține poate și 5% titan, iarăși un element care nu se găsește pe toate drumurile și așa mai departe. Deci până la 50% elemente foarte, foarte scumpe. De aceea s-a căutat o altă soluție și colectivul domnului profesor François, împreună cu colectivul domnului Schleicher, de la noi, de la secția 204, sau nu știu cât era, nu știu cât era, s-a hotărât dezvoltarea unui magnet cu alți magneți permanenți, deci cu concentrația de cobalt foarte mică, sau mai mică, fără titan și așa mai departe, și s-a dezvoltat împreună cu dânsii un pădurat, nu numai un proiect, s-a dezvoltat o tehnologie de
aveți absolut noi, care s-au sprijinit pe două imprevete dimensii, obținute unul pentru, pentru turnarea acestor mânesc și altul pentru tratament, astfel încât randamentul de obținere, de scoatere a fost foarte mare, peste 95%, la energie foarte mare, nu știu, peste 7 MW, ceea ce era o performanță. Această tehnologie a fost după aceea predată la Sinterom. Magneții aceștia s-au făcut în 10.000, în 10.000 de exemplare, livrate la electromotor Timișoara, care fabrica pe atunci aceste motoare și dotând mașinile cu comandă numerică sau exportându-le. Așa. Iar la noi a rămas acum aceste vestigii, au rămas aici, am găsit zile trecute prin intervenția unui colege, un proces verbal de omologare din 26 decembrie 1979 acestui magnet cu semnătura original, deci era chiar un exemplar zoic care îl păstram noi, de proces verbal de omologare cu semnătura domnului profesor François și a celorlalți membri din comisia de omologare. Aș fi vrut să-l arăt, dar dacă domnul profesor nu este aici, cred că nu are sens. Bun, dar le trimitem toate. Putem trimite o copie, dacă avem aici. Dar ca semn de recunoștință pentru această colaborare, exemplare, în colectivul domnului profesor François, în anul 77-79, Institutul nostru, Consiliul de Administrație al acestui institut, conferă medalia și diploma jubiliară domnului profesor Alexandru François cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, ca semn de recunoștință pentru rodnica colaborare desfășurată în cursul anilor și urează la mulți ani. Domnul Ignat, eu vă dau această medalie. Deci, ce vreau să vă spun, că acum e adevărat, așa este, fizicienii. Dar îți țin minte că la cursurile domnului Răduleț, uite și domnul Cezar Fiorașu, care e în sală, profesorul Cezar Fiorașu, poate să confirme, ne spunea, domnule, dintre toți inginerii, electricienii cei mai aproape de fizicieni. De acolo poate dragostea asta între fizicieni și electricieni. La fel zicea și domnul profesor Hortopan, că voi sunteți cei mai aproape de fizicieni, de-aia trebuie să știți întâi procesele bune. Dar aud că și Carafoli, la senaturile politehnice, spunea că, odată, am auzit că Răduleț a declarat, știți, fizicienii noi. Dar noi nu avem de-a face cu gradient, cu divergență, cu... și noi suntem la fel. Era, sigur, o chestiune de asta de concurență amiabilă. Ce vreau să vă spun, că el va apare negreșit, toate aceste materiale apare în revista noastră de istorie, care are 4 ani deja. Dar despre domnul François nu am făcut cu el. Din 92 am avut o colaborare cu domnul François, în sensul că am făcut Asociația Consumatorilor de Micromașini Mici, la care primii ne-au spus, asta e asociație masonă, e de constructor. Zic, nu, domnule, dar chiar așa eram. Era vorba de scheletul laboratorului 25. Primisem avizul domnului Dor de Abod, erau de acord, domnul Trăgănescu de la Iași, domnul Rădulescu și Chelemen erau, zice, da, domnule, suntem de acord. Și ne ducem noi la Politehnică cu domnul François, sigur, pe Comeric. Ideea a fost a domnului Covric. Mircea Covric zice, domnule, hai să-l pune pe domnul François, că bun. Și mergem noi, era Răduții șeful de coleg de catedră. Și domnul Răduții zice, domnul François, uite, facem asociația asta și nu știu ce. Și domnul Răduții, iar o asociație comunistă? Și François zice, da, uite ce comuniști, Dor de Abol de Chelemen, Răduleți toată floarea ce a vestit a mașinilor, au fost de acord. Asta ca să vă spun, erau prin 92, cu consecvența asta românească pe care noi am avut-o. Avem 8 ediții, institutul s-a rupt prin 90 și nu știu cât. Ea era aici pe CEA și pe HSPC, două institute. Și atunci s-a rupt și asociația asta. Între timp, domnul Demeter, care și-a făcut institut, a făcut Asociația Constructorilor de Mașini. Deci, mașini mari.
Ce vreau să mai spun de domnul Franțu? Nu vreau să mai spun o grămadă de lucruri care nu grămadă de lucruri foarte importante pe care le-au spus și domnul Tănăsescu și domnul Gabăr. În 92 am întâlnit ceea ce numesc un domn, domnul François. Era un avea simțul umorului, era o altă tipologie, nu limbaj de lemn, deci lucrurile mergeau. Un an de zile sau doar când am colaborat, am avut de câștigat așa la atmosferă și simțul umorului pe sebe că era de formație foarte bună. Să nu uitam că el e născut la Galați, la Brăila, în 1927, 12 noiembrie, am văzut și 27 noiembrie, dar 12 cred că e data bună. Și să uităm că anul ăsta avem mai mulți loiali, în afară de domnul François, anul ăsta sunt 90 de ani de la dispariția lui Ferdinand, regele cel loial, da? Nu mai zic, 90 de ani de monarhie și de Mihai. Pentru că vreau să vă spun că liceul avea nume de rege la Brăila. Și lucrurile făcute de domnul François sunt legale, deci iată legătura. Nu vreau acum să vă implic ideea, gata, ieșim de aici monarhici, nu. Nu e tot republicat, dacă vreți. Dar vă spun niște chestii neconstituționale. Așa. Deci n-am ce mai adăugat. Manualele, domnul François, am vorbit cu el la telefon săptămâna trecută, a fost foarte entuziasmat să vină, dar uite că s-a întâmplat să fie suferit. Negreșit vor ajunge și medalia și diploma acolo. Deci nu mi-am ce adăugat. Vreau să vă spun că evenimentul de astăzi, vrem să-l comasăm, nu mai facem pauză, pentru că două lucrări nu vor fi prezentate, din motive de sănătate și domnul Oreg are o ore, nu poate, și un alt domn, domnul Zaharescu, nu poate să participe din motive de sănătate. Așa că vom face toate cele șapte lucrări într-un singur eveniment. Deci, conform programului, urmează lucrarea domnului Tănăsescu despre Ion Inculeț, precursor al electrostaticii în românești. Vă evoc personalitatea lui Ion Inculeț. Din două motive. Întâi, că familia Inculeț este legată de două elemente importante. Tatăl, Ion Inculeț, este cel care, în sfatul țării, practic, a fost cel care a luptat pentru unirea Basarabiei cu țara mama. Fiul său Ion Inculeț, cetățean canadian din 1947, este poate unul dintre electrotehnicienii deosebit de importanți pentru noi, mai puțin cunoscut de către noi, decât poate de un grup care a lucrat în același domeniu ca domnia sa, dar el reprezintă personalitatea, să spunem, marcantă a electrostaticii mondiale. Ion Inculeț este fiul marului om de stat, Ion Inculeț. Rolul lui a fost decisiv în sfatul țării, pentru că, practic, problema i-a fost deosebit dificil în Republica Democratică a Moldovei, care se constituise după 1918, și părerile pro-unioniste, anti-unioniste, erau deosebit de frecvente. Fiul Ion I. Inculeț este cunoscut în întreaga lume prin numeroasele sale aplicații în domeniul electrostatice. El este recunoscut de întreaga comunitate științivă, unul dintre cei mai reprezentativi electrostatice și un, să spunem, un sfătuitor de departe, în ghilimele, a activității electrostatice în LIP, într-un fel de care acțiune la distanță. Acțiune la distanță în care legăturile între noi, preocupările între noi, schimburile de lucrări între noi,
au fost 100.000 de frecvente și înainte de 90 și după 1990. Ione Inculeț, fiu, s-a născut la Iași la 11 februarie 1921 ca fiul lui Inculeț și Ion și a prințesei Roxana Bașată, Cantacuzino. Tatăl său avea în alte studii universitare, era absolvent al Universității din Petersburg, matematică și fizică, și o să vedeți că la primirea în Academia Română a ținut un lucru deosebit de important în lucrarea sa de primire, timpul și spațiul. Deci, gândiți-vă la nivelul anilor 1918-20 și în problemele, spune, moderne, care afectau fizica. După unirea țării, el este în conducerea unor ministere, ca ministru al sănătății, ministru pentru Basarabia, ministru de interne, vicepreședinte în Consiliul de Miniștri. În 1918 pune, îl propune pe Inculeț să fie ales membru Academiei Române. Și în discursul său de recepție tratează o temă de larg de interes, spațiul și timpul nu al lumină științei. El era caracterizat cu un simț diplomatic deosebit, și de o înțelepciune în decizii pe care mulți după unire i-au putut o constata și în calitate de ministru, în care să știți că unirea n-a fost simplă nici până s-a făcut, nici după ce s-a făcut mai departe, în diversele controverse care stau între diversele pături sociale. În sfatul țării, el a avut un rol deosebit de important în ceea ce vrește actul unirii, în care foarte interesant este aici miezul, sensul, patriotismul pe care practic cei care practic insuflețiți din Culeț, din Pamalipa, de Busugan, au militat pentru unirea Basarabiei cu România. Foarte interesante sunt cuvintele pe care le-am întâlnit al lui German Perman, Pantear, al German Pantear, care era ministrul în Guvernul Republicii Democratice a Moldovei în 1918, care îl caracteriza pe Inculeț. Ce spune despre el? El întrunea toate calitățile pentru a ocupa această mare demnitate. Era calm, abil, împăcinitor și mai cu seamă extrem de răbdător. Nici o hotărâre pripită, nici un pas neghipzuit. Inculeț ținea foarte mult la o problemă care, de fapt, frământa și România, pe gatul în acea perioadă, era problema țăranului, problema pământului, lipsă de pământ. Și spunea, dacă Dumnezeu ne va ajuta cu o dată punirea să rezolvăm radical și reforma agrară, adică să dăm pământ țăranului, voi fi cel mai fericit om. Inculeț tatăl se stinge de viață numai la toate cori la 19 noiembrie 1940. E foarte interesantă familia și insist asupra familiei pentru că educația primită în familie s-a transmis și asupra copiilor. Mama sa, Roxana Cantacuzino Bașotă, fiica boierului Miltiade Cantacuzino, era o familie cu o educație deosebit de altă pe care a transferat-o celor doi copii. Am doi care au făcut ingineria. Georgel a făcut construcțiile, Inculeț, Ion Inculeț a făcut electromeca. Foarte, să spunem, semnificativ este actul pe care l-au făcut Inculeț. Și după opinia mea dovedește un sentiment de patriotism, dar fiindcă așa tare persoană. Avea un domeniu. Erau bogați. Domeniul de la Bârnova, Inculeț, este fantastic de frumos. Este foarte interesant că acest domeniu Inculeț nu l-a valorificat în sensul de a obține bani și într-un adevărat, adevărat simț patriotic, l-a cedat comunității românești. Și acolo este un centru social destinat, care făcut, o să vă spun ceva mai departe. De fapt, această insulă de liniște, această oază de liniște, cum o denumea Inculeț tatăl, era locul în care se regăseau. Era pasiunea pentru acele locuri în care s-a transmis și copiilor. De fapt, acolo este și o biserică pe care a făcut-o și care a devenit necropola familiei Inculeț. Și acolo sunt și mormintele lui Roxana și al lui Ion Inculeț. Biserica
foarte bine, eu am Botezătorul și astăzi, prin eforturile fraților Niculeți, până la plecarea lor din țară, în 47, la Mitropoliei Suceava și Adresare, după 90, în practic a revenit în țară, de numărate ocazii, clădirile de domeniu au fost refăcute, dându-le-se un caracter muzeal, la o biserică și parcul, un parc dendrologic deosebit de frumos, e vorba să întinde pe câteva zeci de hectare, este deosebit de atractiv pentru zonă. În același loc există un bust al lui Ion Niculeț tatăl, plasat în fața cornacului și o placă memorială. Iar pictura, deosebit de frumoasă, a fost realizată de profesorul Ebrever Universal Ștefan Constantinescu de la Facultatea de Artă. Aceasta este biserica, mormântul și un aspect din acest parc. Câteva date despre Ion Niculeț, fiul deci. Urmează cursurile Politehnice din București, pe care le termine în 44. Se spune că în anul de admitere au fost peste 1500 de candidați, el remarcându-se, clasificându-le printre studenții vlocași, poziția pe care au păstrat și la terminarea facultății. Schimbarea de regim în România, atunci după aia multe incertitudini datorită poziției avute de Ion Niculeț în problema unei. Vreau să vă spun că în 44 nu pusese încă mormântat, acolo era la Belu, pusese de trupele rusești care intrase în Moldova, Bucovina, a fost devalizat în zone. Brânță era tricolor, acolo era un tricolor care era pus peste mormânt. Adică nu puteau să uită faptul de contribuția pe care o avusese Niculeț în ceea ce privește actul unei. Și la presiune rusești asupra familiei, obligă pe cei doi frați să emigreze în America, întâi în America, iar apoi este întrebat la urmă, dar de ce n-ai rămas în America și tu să-i calmata? Niște prieteni din America i-au sfătuit că poate să remarce profesional mult mai bine în Canada, care era o țară deschisă în acei ani la modernitate, să treacă acolo. Se stabilește întâi la Quebec, apoi la London. Lucrează la General Electric Canada, unde se remarcă prin două lucruri. Prin contribuțiile sale științifice și pe o capacitate deosebită de a transfera o idee într-un produs. El este cunoscut ca unul dintre, au fost foarte mulți, să spunem, oameni de idei. Dar foarte interesant, vă încuiesc că ideile sale toate s-au regăsit în produse și procese industriale, inclusiv în sonurile lunare, în care pentru NASA l-a utilizat pentru elaborarea unor tehnologii de separare în condițiile, să spunem, de lună, gravitație, câmp, posibilitatea de separare a segregarea deșeurilor. Acest spirit industrial de concepții de aplica îl dovedește cu succes când se decide să intre profesor la Western Ontario, UVO, cum se spune, unde creează un centru de aplicație electrostatică. Centru care va deveni mondial, focarul, izvorul de cunoștință care se transmite în toată lumea. Aici se formează și o școală cunoscută în toată lumea, primarii specialiști care lucrează, Niculeț, Castle, Gresham, Atamia. Și foarte interesant, la acest centru după 90, l-am avut și noi pe Slărină, care era șeful filialului de la Iași și lucra să fie pe electrostatice. Un an de zile a lucrat în laboratorul său. El își dă masteratul la laboratorul de medicină în 63, după 90, Politehnica îl alege doctor, desemnează doctorul Ion Iscar, cauza, este fellow AIE, este membru de onoare al Academiei Române, diverse premii pe care sunt și după ieșirea la pensie și Canada a fost miracolul întâmplit în Europa, că la 70 de ani s-ai scos pe toți la pensie. I-a scos la pensie, a fost o pierdere, după aceea s-a revenit, dar e interesant că fără să fie angajat, a lucrat în continuare până la moartea sa. Simțul său industrial este dovedit de colaborările cu mari concerne ale lumii. Cu Shell, cu DuPont, cu Nordson Corporation, cu Elf,
Aquiteni, consultat la rasa în exploatările de lână și marte, a publicat multe articole, a avut lucrări și legături științifice cu IPO, împreună cu Radu Cramariu, în special care era șeful laboratorului electrostatică și care împreună cu Roman Morar de la Cluj, pot să spun că au făcut cele două școli de electrostatică, nu exagerez când spun acest lucru, de la Cluj pentru procesele de separare, de pentru problemele de acoperire, de depuneri, de ozon, de reprografie, realizarea primelor xeroxuri românești, care practic a fost o premieră pentru acea tehnică. După 1990, a acceptat să organizeze la București un seminar NATO, în care marea dorință a noastră a fost să ne confruntăm cu lumea bună din electrostatică. Și prin Inculeț, la București, au fost aduși cei mai mari electrostaticieni care lucrau în lume. Carabin, Costa, Adamiac, Auslander, inclusiv cercetătorii din România care și-au prezentat lucrările pe care le-au făcut și care vă spun, cu toată sinceritatea, nu erau cu nimic mai prejos de lucrările, să spunem, unor consacrați oameni din lumea bună. Lucrările au fost au strânse într-o problemă care a fost scoasă sub coordonarea lui Inculeț, a subsemnatului și a lui Radu Cramariu, și a fost o lucrare de referință Springer, care a fost citată peste tot în lume. La 86 de ani, la vierea a 76 ani, se retrage formal din universitate, dar continuă să lucreze. La 90 de ani se re-retrage din activitatea de la Western Ontario și moare la 91 de ani, la 5 noiembrie 2011, un fond Ion Inculeț fiind constituit pentru studenții meritoși. A iubit România. A fost un patriot. Ce a avut, a lăsat țării sale. Iar în știință a fost apropiat de cercetările românești. Centrul de la Bârnova, refăcut, până în 47, cât au fost Georgel și Ion în țară, după aceea, după 90, practic au investit ca să-l refacă și un bust, sunt prezentate la acest lucru. Ion Inculeț a avut o activitate industrială și de cercetare deosebită. Întrebat de ce a ales Canada și nu America, el a spus singurul lucru pe care îl știam, cu foarte mult umor, spunea lucrul ăsta, știa despre Canada care zăpesc munte. Acesta era lucrul de neprevăzut pe care îl cunoștea Inculeț în momentul în care s-a angajat în această aventură. Găsește imediat de lucru la General Electric și foarte interesant că realizează în Canada cea mai mare mașină a celor timpuri, o mașină de scoare de 5.000 sau de 8.000 kW, cea mai mare mașină de inducție pentru acea perioadă. Este propulsat datorită simțului său de transfer, devenit de muș de conducere în General Electric, dar în momentul în care a primit prima ofertă de la mai multe universități, preferă Ontario și de ce preferă Ontario? Pentru că, practic, avea fonduri de cercetare foarte multe. Deci îi vedea posibilitatea ca să dezvolte sub multiple planuri. Iar activitățile pe care le-a dezvoltat, el a abordat extraordinar de foarte multe domenii de electrostatică, ca nume. Reținerea prafului industrial cu filii electrostatice. Canada era prima țară care, în politica de protecție a mediului, era deosebit de interesată. Deci în domeniul filii electrostatice. Și primele lucrări sunt filtre cu două etaje faimoase de filtre pene cu două trepte de separare pe care le-a făcut. Mai departe, probleme legate de depuneri de substanțe, de probleme de reprografie, tribologie. Lucrările sale sunt deosebite în domenii care practic au devenit ramuri industriale. Industria filtrelor, vopsire, electrofotografie,
depune și soluții electrostatice, hazard de electrostate, protecția componentelor electronice la descărcări, tehnologie de măsurare a câmpurilor, triboelectricitate, uzon, solul lunar și marțial. El este caracterizat de colaboratorii săi prin trei calități deosebite pe care le-a avut. Întâi, modul în care iniția o activitate de cercetare, cum cupla grupele de cercetare caracterul interdisciplinar pe care îl avea. În al doilea rând, era modul de abordare a unei probleme, în care cerea nu doar adâncimea cunoașterii fenomenului, ci și tenacitatea de a insista până la găsirea soluției. În sfârșit, Caslan, un colaborator apropiat, care a fost la București, remarcă experiența sa industrială, o încăpățânare, în sensul de a nu renunța niciodată la ipoteza de lucru, până ce aceasta nu era verificată. Este remarcabilă capacitatea profesorului Ivuleț de a oferi industriei soluții. De aceea el a reprezentat puntea între universitate și mediul industrial, lucru pe care l-a dovedit prin activității sale. A fost pensionat în 1985, a continuat să lucreze, să predea cursuri, să țină conferințe. La împlinirea vârstei de 90 de ani, la sărbătoria organizată de vârstă și 25 de la prima pensionare, noi 25 și 15, Inculeț își declară dorința de a nu renunța la inginerie, pasiunea pentru ea până la ultima sa soflare. Și așa a și făcut. Sigur, câteva cuvinte s-ar putea spune, fiind un străin și mai puțin cu străin, să spunem străin prin pașaport, mai puțin relația sa Ion Inculeț și România. Inculeț este descendentul unei familii care în istoria României și-a lăsat o puternică amprentă în folia emoției moderne. Patriotismul familiei nu era de fațadă. Era un sentiment dominant în care au fost educați cei doi copii, Ion și Georgel, în dragoste față de țară, de familie, de valoare, de moralitate în general și locurile natale. Părinții săi, Ion și Roxana, i-au asigurat un înalt nivel de cultură. Iar locul, conacul familiei, era oasa în care se regăseau. Se regăseau, dacă vreți, ca anteu. Simțeau forța în momentul în care aveau picioarele respective înfipte în pământul din care practic proveneau. După dispariția tatălui în 40 și a mamei în 42, cei doi frați devin moștenitorii familiei. Și primul lucru făcut este să administreze averea rămasă și refacerea conacului, inclusiv a bisericii. Biserica era foarte frumoasă și este foarte frumoasă. Plasată pe o colină, avea o zvelteță care nu semăna cu bisericile moldovenești, ci mai mult cu bisericile de Munteria, cu influență bizantină, cu un amestec foarte frumos de structură florală, de exemplu, și cu jocuri de lumini și umbre în interiorul bisericii respective, în care niște picturi extraordinar de frumoase și moderne, puțin deosebite, poate, de biserică, visiunea, să spunem, clasică, bizantină, ocupau pereții acestora. Uitați-vă la o biserică respectivă, caracterizată, să spunem, prin această zeteță pe care o avea și pozitiv și nevolcul ăla, mormintele lor, partea din față de intrare cu amestecul acelea florale și combinațiile respectiv influență bizantină, și pintura formată de, făcută de Constantinescu, înăuntru bisericii. El a trecut, a plecat în Granada în 47. A devenit una dintre personalitățile marcante, iar după 90, România și l-a revindicat. În 92, Academia îl primește rândul membrilor de onoare. Politehnica face doctor onoris causa. Iașu, Universitatea din Iași organizează câteva reuniuni în care, practic, prezintă personalitatea lui și, practic, colaborările care se deschid mai departe cu Iașu, cu Cluj-ul și cu Ipeu. Inculeț nu este interesat să obțină bani în această adere, ci dă bani ca să rămână o ctitorie pentru istorie, un semn de înalt patriotism care se poate atribui.
Lucrările sale sunt cunoscute peste tot. Activitățile sale, iarăși la fel, uitați, toate personalitățile care la seminarul din București au venit. Toți cei mari electrotehnicieni care practic sunt cunoscuți în electrostatică. Au fost prezentate foarte multe lucrări și cu această ocazie am căutat în problema care să ne apropiem în afara contactelor științifice între noi. Și la o sărbătorire pe care i-am făcut-o în cadrul Ministerii Românești, Ion Inculeț ne-a povestit multe din întâmplările lui, din viața așa și din tot ce ne spunea, reieșea totuși dragostea deosebită pe care a avut-o pentru locuri și pentru oameni. În figură la aveți primul, este Ion Inculeț, Clint Bergan, subsemnatul, profesorul Iuga de la Cluj, iar în dreapta, academicianul Mircea Bologa, de la Iași. Această persoană cu secretariatul care a fost, dar nu pentru asta, și pentru că îi vedeți. Inculeț la mijloc, subsemnatul, Clint Bergan și Radu Cramaruc. Cei care practic într-un fel ale care au fost sufletul sătuiei acestei organizări. În final, aș vrea, în loc de concluzie, câteva, să spunem, idei de bază. Ion Inculeț se înscrie prin rezultatele sale, în rândul celor mai reprezentative, să spunem, figuri, personalități ale domeniului. Cercetări originale, pasiunea de a transfera industrial rezultate, capacitatea extraordinară de a organiza o cercetare. Vezi cazul centrului de aplicații ale electrostaticii care a devenit un lider mondial în acest problem. Patriot, moștenind trăsăturile tatălui său, pe care le-a avut, a iubit țara, a fost un bun român, apropiat de colegii din țară și de valorile ferene ale poporului român. Iată de ce amintirea savantului și omului Ion Inculeț era o obligație a noastră, o stabilă în uitare. Vă mulțumesc! Universitatea de Arte Plastice a avut 10 tablouri despre biserica din Bârnăuți. Acum urmează o lucrare spectaculoasă, primele emisătoare din România. Dar doar domnul Ideescu, care ne-a învățat cu astfel de lucruri. Păi presupune că va fi vorba și de familia Compeșilor, nu? Nu, puțin. Vreau să amintesc că în sală este profesorul Borcea, care este un strănecot al Compeșilor. Mare specialist în emisătoare. Dacă spuneți că puțin, și o altă carte interesantă despre familie, în colecția asta de povești de doamne și domnițe de doamna Dumitiu, a apărut acum un ultim volum 10, în care cam un sfert din o treime din lucrare este datorită familiei Cotejbără. Domnul Borcea, nu fiu modest. Te strânge potul. Trebuie să ne scrie ceva, niciodată nu a venit cu o lucrare pe care a venit la mine. Pentru a ne introduce puțin în atmosfera timpurilor când radioul era rege, să vă arăt aici un aparat de radio, de fapt o galeră, 1927, fabricat de firma Terta din Ungaria. Da.
La începutul secolului 20 nu putem vorbi pur și simplu de radio. Sigur că se inventase, după cum se știe, radioul în 1895 de către Franconi, dar acesta nu pătrunsese în mase, în public. Erau instalații foarte mari, ancombrante, care necesitau un personal de specialitate pentru a fi exploatate. Au apărut prima dată acele generatoare cu scântei care foloseau pentru transmiterea semnalelor gen Morse și se puteau transmite informații, dar numai de către cei care își puteau permite, adică companii mari sau poșta sau armata prin vasele, mai ales marina, prin vasele ei. S-a pus problema transmiterii vocii, deci asta însemna o scânteie continuă, adică un arc electric. A fost un domn din Danemarca, Valdemar Poulsen, care a construit astfel de instalații. Erau cam jumătate din această cameră cu electromagneți uriași, iar arcul se dezvolta într-o incintă prin care circula hidrogen. Următoarea etapă de pionerat a telegrafiei fără fir au constituit-o generatoarele rotative. S-au făcut mașini electrice care generau chiar sute de kiloherți, în așa fel încât ajungeau în spectrul radio și puteau să emită în radiofrecvență. Dar tot așa erau foarte mari și scumpe. Sigur, cine avea bani se putea duce la poștă și dădea o telegramă în America. Dar de radio adevărat discutăm după 1920. Atunci, la sfârșitul lunii octombrie, Pittsburgh a apărut primul emițător care se adresa publicului larg și care era construit cu noul miracol tehnic, lampa electronică, care s-a dezvoltat, mai ales în timpul și impulsionată de primul război mondial. Acum putem spune că începe epoca pe care o numim epoca când radioul era rege. Adică toată lumea nu discuta decât de radio. Erau expoziții și târguri care se țineau lanț, fabrici, dealer, și mai presus de toate au apărut radioamatori. Radioamatorii nu sunt cei pe care îi cunoaștem astăzi, ci sunt persoanele care aveau un aparat de radio construit sau cumpărat și care organizau audiții acasă. Sâmbătă seara, doamnele, domnii se îmbrăcau frumos și mergeau la ora 9, avem audiție la un prieten, un cunoscut. Deci, aparatele de radio erau destul de scumpe și numai oameni cu bani își le puteau permite. Însă, încet, încet, acești domni au început să devină și din pasionați ai domeniului, au început să devină profesioniști ai domeniului. Așa că întâlnim multe situații în care medici sau ofițeri s-au ocupat de radio și au scris documente și au realizat aparate de radio de un alt nivel tehnic la vremea respectivă. Exemplul cel mai cunoscut fiind Titus Contejvelă, care de profesie medic deschide o fabrică de aparate de radio la Paris și a avut un succes foarte mare, câștigând și un premiu internațional în 1927. Concurs organizat de revista Radio News din New York. Dacă ne întoarcem în țară, trebuie să discutăm despre Dragomir Burmuzescu, care fără îndoială este părintele radiofoniei românești. Aici am o carte scoasă de Universitatea de la Iași, care reproduce cartea scrisă de profesorul Burmuzescu, Electricitatea, și e însoțită și de un CD în care este copia scanată a cărții originale a profesorului Burmuzescu. Burmuzescu
și a luat doctoratul în fizică, apropo de fizicien, și în anul 1896 se prezintă la ministrul învățământului, iar acesta numește direct conferențiar la Universitatea din Iași. În același timp, ocupă și un post de profesor și în decurs de mai câteva luni ajunge director al liceului internat din Iași. În afară de activitatea didactică, s-a dedicat foarte mult cercetărilor în domeniul radioactivității la început. Însă, colaboratorii au început să simtă rău, să fie afectați de efectele radioactivității la vremea respectivă. Nu se cunoștea cauza acestor fenomene. Dar au intuit că e ceva în neregulă cu direcția pe care au pornit. După cum știm și în ziua de astăzi, notițele Mariei Curie sunt examinate cu mănuși speciale și așa mai departe, fiind foarte, foarte radioactive. Și Hurmuzescu, în aceste condiții, se îndreaptă spre noul domeniu apărut, respectiv radio. Face experiențe, ține conferințe, scrie lucrări și în 1902 apare lucrarea intitulată Telegrafia fără sârmă cu ajutorul undelor electrice, care o considerăm ca fiind prima lucrare de radio din România. Așa arată broșura respectivă. Aici îl vedem pe profesorul Hurmuzescu, la 35 de ani. Era un tip foarte activ, vrea să introducă această tehnică nouă în România și folosește metodele care se cunoșteau la vremea respectivă, în special conferințe la care avea acces liber oricine, dar înființează o societate de științe și o revistă asociată Universității din Iași, în care își publică el și colaboratorii cele mai noi cercetări care le dezvoltă. Aici vedem programul cursurilor, conferințelor și lucrărilor practice de laborator și atelier. Anul 1910-1911. Lucrări de laborator, curs de mașini, noțiuni de matematică. În 1913 înființează Institutul Electrotehnic din București, care este pe lângă Facultatea de Științe din cadrul Universității, după ce înființați un astfel de institut și la Iași. Și observăm programa cursurilor și lucrărilor practice ale acestui institut electrotehnic. Profesorul Dragomir Hurmuzescu, matematicianul Dimitre Pompei, matematicianul Traian Alescu, Nicolae Vasilescu Cape, măsuri electrice, Dimitre Leonida, material electric, construcția mașinilor electrice, Constantin Dușilă, tracțiune electrică. E aici un nume de Budean, nu este Constantin Budean, pe care știm. Anii 1925 se crease o mișcare de radioamatori, tot sub egida profesorului Hurmuzescu, care s-a numit Asociația Prietenilor Radiofonii. Această asociație organizează recepții publice, aici sunt date și orele, joi și sâmbătă, la orele 21:30, iar în luna iulie 1925 s-a efectuat și prima emisiune. Apar și două reviste cu același subiect, Radio Român și Radiofonia. Dacă ne uităm aici mai atenți, vedem prima poziție este profesor Dragomir Hurmuzescu. Și tot așa, Constantin Dușilă, Nicolae Caranfiu, Mihai Conteșteră. Deci toate personalitățile din domeniul electric și domeniul radio de la vremea respectivă.
Interesant este că a apăruse legea pentru instalarea și folosirea stațiunilor și posturilor radioelectrice, o lege foarte restrictivă, care considera pe fiecare posesor de aparat de radio un potențial inamic al securității statului și pentru a avea un aparat de radio trebuia să iei o serie de aprobări, printre care și de la prefectură un certificat de bună purtare. Dar, chiar și în aceste condiții, postul de emisie al Institutului Electrotehnic, fiind sub regida Universității, era considerat ca unitate de cercetare. Și era, ieșea din, de sub incidența acestei legi și, în aceste condiții, la 1 ianuarie 1927, Institutul adresese deja 2000 de abonați. Deci se plătea. Știm că până după Revoluție s-a plătit un abonament la radio, nu știu dacă se mai plătește și acum, probabil că da. Deci avea deja 2000 de abonați la radio înaintea postului național de radio. Se mai produc o serie întreagă de posturi de emisie și de recepție la acest institut electrotehnic. Un precursor fiind acest Emil Petrașcu, care cărui doctorat s-a bazat pe lucrările lui, lucrările fraților Ponteșelă. Câteva reclame care au apărut în revistele vremii, vedeți cum spune aici, indicativul de apel. Alo, alo, aici Universitatea București. Sunt la loc în perioada până la 1 august. Și domnii amatori sunt rugați a telefona sau scrie la această adresă, care este pe Bulevardul Dacia, unde este actualmente Muzeul Literaturii Române. Era feedback-ul, deci trebuia cei care emiteau tot timpul să știe, domne, s-a auzit în locul cutare. Cum s-a auzit? Mai bine, mai rău? Și primeau scrisori în care zicea, domne, s-a auzit bine, s-a auzit rău. Păi uite, trebuie să-l pui o antenă, nu știu cum, și am mai departe. S-a constituit, în sfârșit, Societatea de Difuziune Radiotelefonică din România. La data de 22 decembrie 1927. Țelul acestei societăți a fost constituirea primului post național de radio și reușește acest lucru, primul post național intră în emisie la 1 noiembrie 1928. Sediu nu este actualmente, nu este cel pe care îl știm, dar este în apropiere și cuvântul de deschidere a fost la ora 17, ținut de Dragomir Urbuzescu. Între orele 17 și 19, deci emisiunea a început la ora 17. El a fost și președinte al Consiliului de Administrație, director general Târgu Munteanu. Să ne întoarcem puțin, deci ne-am oprit la acest moment de 1 noiembrie 1928, când a început emisiunea oficială a postului de radio național. Să ne întoarcem puțin la începutul secolului, să vedem ce alte emițătoare radio au mai existat în România, așa cum o știm la vremea respectivă, Moldova și Țara Românească. Primul post de radio telegrafie a fost de serviciu instalat de serviciu maritim român, în 1908. Marina Militară și-a instalat și ea trei posturi, sistem telefon, Călăraș, Giurgiu și Cernavodă. Deci, marea problemă era să se comunice cu navele aflate în lac. Marina Militară mai achiziționează o serie de posturi cu scântei, în preajma primului război mondial. Emil Giurgea, vom reveni la această poveste care este foarte frumoasă, instalează un emițător post de radio, de fapt, în Patul Carol. S-au mai construit o serie de stații. Nicolae Vasilescu Carpen, câteva
indicii tehnice, 40 de kW, antene, astea erau indiciile tehnice, ce putere are, cât de înaltă e antena. A mai fost spus încă, în funcționare încă un post de emisiune în 1916 la Herăstrău. Din păcate, postul a trebuit să fie demontat în decurs de numai 5 ore, fiindcă veneau nemții. Deci, o să vedem ce povești frumoase s-au scris cu aceste posturi de emisie. Postul demontat din București, sub comanda lui Giurgi, a fost transportat la Botoșan și pus în funcțiune acolo, deoarece Botoșanul avea aceeași rețea electrică ca București, ambele făcute de Dimitrie Leonida. Dar remontarea la Botoșan nu a fost lipsită de peripeții. Ei instalaseră toate antenele, trăseseră curentul, dar nu aveau alternator. Nu mai e, nu vine, ce se întâmplă, și atunci au luat-o pe drum și l-au găsit aruncat într-un șanț undeva pe lângă Urziceni. Deci, în perioada aceea de retragere din fața invaziei germane, lucrurile erau foarte foarte amestecate. Toată lumea fugea să se salveze. Curând, dar recuperează de pe marginea drumului alternatorul și pun în funcțiune postul de radio. După un timp, postul de la Vaslui, vom reveni și la el, se strică și rămâne singura legătură a țării cu restul lumii, să zicem așa. Acest post, e interesant acum să vedem ce peripeții are acest post de la Botoșan, se transferă la Iași, dar la Iași era numai curent monofazat, nu avea cum să fie acționat alternat motorul electric care producea curentul continuu. Și atunci s-a găsit un generator trifazat antrenat de un motor de automobil de 150 de cai. Deoarece nici la Iași situația nu era sigură, Giurgea, care e comandantul acestui post de radio, primește ordin direct de la primul ministru să mute acest post de radio la Odessa. Îl încarcă în vagoane, numai că Giurgea are o premoniție, că nu e bine să dăm ceva rușilor, că s-ar putea să nu-l mai recuperăm de acolo. Și mai trage de timp și se duce la Odessa, chipurile, să verifice personal locul de amplasare. Ajuns acolo, este întâmpinat un impetos elan bolșevic, care îl convinge imediat că în veci postul nu va mai fi recuperat de la ruși. În aceste condiții, Giurgea se întoarce la Iași și, contrar ordinului primit, îl descarcă din vagoane, îl transportă pe ascuns înapoi la Copou, unde îl repune în funcțiune. Postul funcționează aici până la sfârșitul războiului, când este transportat înapoi la București și instalat la Băneasa. Deci au fost niște oameni care dovedesc încă o dată că în țara asta statul nu prea face nimic. Dacă se mai face câte ceva, se datorează unor oameni excepționali care trec peste orice, chiar zicem noi, cu prețul libertății. Și fac așa cum cred ei. Revenind la acel post de emisiune, de emisie de la Vaslui, care a fost menționat mai sus, acesta a fost comandat în 1915, deci încă în țara noastră nu era în război, de către Guvernul Român, firmei Société Française Radio-Électrique, în condițiile de război și cântărind 300 de tone, postul a fost transportat pe mare, până la Salonica, apoi pe uscat până la Niș, pe Dunăre, până în România. Postul a fost pus în funcțiune în anul 1915, în iulie, la București și asigura legătura cu puterile aliate. În 1917, tot așa, pentru a nu cădea în mâine inamicul, este demontat și transportat la Vaslui, unde se repune în funcțiune. Un moment important din istoria radioului românesc a fost postul de telegrafie fără fir cu scântei din parcul Carol. Două au fost personalitățile care au realizat acest post. La izbucnirea primului război mondial, România nu avea nicio posibilitate de a comunica cu Franța, sora ei mai mare, care era în război cu Germania. În aceste condiții, capitanul Pișon, atașatul militar al Franței, îl roagă pe Emil Giurgea să-l ajute să ia legătura cu patria.
Înțelegând importanța excepțională a momentului, deci discutăm de vara lui 1914. Primarul general Vintilă Brăteanu se mobilizează în mod exemplar și numai în 3 zile postul este instalat în parcul Carol. Câteva detalii despre acest post cu adevărat istoric. Emil Giurgea era cel mai cunoscut specialist român în domeniul transmisiunilor fără fir, în domeniul practic. El, ca și Urmuzescu, obține doctorat în fizică la Sorbona, deci din nou fizician. În anul 1911, aflându-se la Paris și intuind importanța covârșitoare a acestei noi tehnologii, Giurgea cumpără din banii personali 4 posturi de emisie și 6 posturi de recepție pe care le aduce în țară. O pereche de aceste posturi a fost pusă fără plată la dispoziția Ministerului de Război și ulterior la dispoziția administrației poștelor. Nu știu dacă astăzi ar mai face cineva așa ceva. Când a fost vorba să pună în funcțiune postul din parcul Carol, erau unii cărcotași care ziceau că nici până la poarta parcului nu se va auzi. Dar, după o muncă de 3 zile cu adevărat eroică, postul reușește să recepționeze buletinul francez care prezintă situația frontului. Imediat, aliații au fost înștiințați pe canale diplomatice că România are un post de telegrafie fără fir și după o lună, comunicațiile bilaterale cu Italia, Grecia și Franța ajunseseră să se desfășoare în mod curent. Statul nu se dezice însă nici acum. El a alocat pentru întreținerea postului fabuloasă sumă de 5 lei pe trimestru. Și a desemnat un diriginte de post, de poștă să țină evidența celor 5 lei. Deci, statul e stat, dar oamenii români sunt extraordinari și merg înainte. Giurgea acesta, în schimb, vom vedea că nu are o evoluție grozavă. Dimitrie Leonida, ca un adevărat inginer, avea acest obicei. După ce realiza ceva, publica o broșură. Realizările nu mai sunt, dar broșurile sunt. Și știm ce a făcut. Una din ele este termocentrala din Botoșan, pe care putem să o descriem foarte bine. Nu există decât clădirea în momentul de față. Domnul Sărincu, aici prezent, ne-a dat informații foarte prețioase, dânsul este finul lui Dimitrie Leonida. Câteva cuvinte despre acest post de radio care s-a instalat în parcul Carol în vara lui 1914, se punea problema obținerea unei tensiuni înalte. Dimitrie Leonida face o șmecherie și folosește un motor asincron cu un rotor bobinat pe post de generator, acționat de un alt motor asincron alimentat de la rețea și obține o tensiune de 208 V pe care o ridică la 30 de kV cu acest transformator, excitând instalația de emisie. La începutul anului 1915, postul din parcul Carol a fost cedat armatei, care l-a remontat și l-a remontat în vagoane de cale ferată, devenind astfel primul tren TFF din lume. Nu știu dacă este chiar așa. Unele cercetări mai noi arată că americanii ar fi avut primul tren. Dar oricum, putem spune că printre primele trenuri de TFF din lume. Iată o imagine din interiorul stației. Aici îl vedem pe Giurgea și pe Leonida. Antena, care era între acest minaret, care acum nu mai este în parcul Carol. Stația TFF numărul 2. Odată cu intrarea României în primul război mondial, tânărul locotenent Dimitrie Leonida este mobilizat și primește ordinul să construiască un post TFF montat în vagoane de cale ferată. Bineînțeles că materialele puse la dispoziție nu erau bune pentru a construi stația, dar el reușește să rezolve aceste probleme procurând materiale de la Muzeul Tehnic, înființat de el, și de la Școala Comunală de Electricieni și Mecanici, înființată tot de el. Și de acolo aduce și băieți care construiesc, care echipează două vagoane, construind, practic, acest tren TFF numărul 2.
pleacă, trenul este gata, a trecut de două zile și pe 19 august pleacă din București spre Roma. După o serie de greutăți, antena este instalată la Roma, între coșurile fabricii de zahăr. Postul de TFF intră în funcțiune. La 20 noiembrie 1916 sosește o telegramă prin care se ordonă mutarea stației la Buzău. Bănuind ceva necurat, Leonida cere explicații la statul major și află astfel că telegrama era falsă și că în mod eronat a fost îndreptat spre Buzău, dar cum deja postul era acolo, îl pune în funcțiune la Buzău. Dar, fiindcă frontul se apropie, postul trebuie să fie evacuat. În învălmășarea creată, vagoanele postului TRF sunt abandonate în gara Ghidigeni. Adică, pur și simplu, și-au văzut de drum fără să-l mai bage în seamă. În aceste condiții, Leonida găsește o fabrică de schimb, unde instalează stația TFF. Iar ultimii kilometri a parcurs luând șinele din urma vagoanelor și punându-le în față ca să împingă cele două vagoane care constituiau postul, să instaleze antena și să dea drumul la emisie. Avem, datorită amabilității domnului Tudorache de la Muzeul Tehnic, posibilitatea să vedem cum arată aceste instalații. Deci ăsta este postul original folosit de Leonida. Este la Muzeul Tehnic, nu este expus, fiindcă nu e loc. Motorul termic și partea cu scânteie. Aici este un desen în care se vede vagonul comandantului. Și aici este cum arăta postul de emisie propriu-zis instalat într-un vagon. Observați, aici avem un rezervor de benzină care înălta motorul și mai departe cu instalațiile de scânteie. Ce grozav ar fi dacă motorul pe care l-am văzut adineau, acesta ar fi instalat în două vagoane de cale ferată, fiindcă nu cred că ar fi o problemă. Și atunci am vedea ceva foarte frumos. Câteva situații de după război, Emil Giurgea, care am văzut cât de activ a fost în timpul războiului, după război, el este cel care promovează acea lege blamată privind radiofonia în România, în calitate de director general al radiocomunicațiilor. Deci a trecut, zicem așa, de partea puterii. Totuși are o viziune privind legătura cu celelalte țări și pune în practică un plan de a monta diferite stații de emisie-recepție în toată România. Unul din posturi este la Herăstrău, poșta centrală are așa un post telefonic, Galați și așa mai departe. Dar avem date despre postul de la Oradea Mare. Aici se mai pomenesc câteva posturi cu lăr care s-au montat la Cernăuți, Iași, Constanța. Câteva date ale postului acesta de la Oradea. Era un generator de curent continuu, un dinamo acționat de un motor termic. Curentul continuu încărca niște baterii, iar bateriile acționau un grup convertizor care genera curent alternativ. Aici îl vedem, partea cu motorul termic și convertizorul respectiv. Vedem și partea electronică, cum arăta ca și construcție. Lămpile emițătoare, selful care asigura legătura cu antena și schema electrică. Observăm că putea să funcționeze atât în fonie, în microfon, cât și în telegrafie. Alte emițătoare din timpuri vechi. Deci discutăm de deceniul al treilea al secolului trecut. Avem două categorii. Radioamatorii care experimentau
emisătoare radio chiar și în mod ilegal, și comercianții care, pe motiv că vor să-și promoveze marfa, pe durata expoziției respective, puneau în funcțiune mici emițătoare care puteau fi recepționate în jur. Prima expoziție de radio s-a deschis în data de 25 noiembrie 1925, organizată de oficiul comercial francez, în fața universității, în sala bursei, în fața universității. Emițătorul folosit de această dată a fost de tip Davy și avea o putere de 50 de W, deci foarte mică. Au mai fost o altă categorie de radioamatori care din dorința de a-și face cunoscute realizările, le publicau în reviste. De exemplu, în revista Radiofonia din 1 februarie 1926, zice așa, construcția unui mic post de emisiune. Și articolul dă toate datele privind construcția acestui post, care se putea face fără probleme. Iar la sfârșit, zice, nu uitați să cereți cuvenința autorizație pentru liberă emisiune de la Direcția Radiocomunicații. Adică de la domnul Emil Giurgea, care nu o prea vedea. Articolul nu este semnat. Dar acest lucru nu ne împiedică să-l identificăm pe autor Mihai Conteșveră. Fiindcă Mihai Conteșveră a fost omul care bricola, care stătea în nopțile și încerca fel de fel de variante până când realiza. A avut realizări frumoase după 1930. Iată ce reclame își făceau diversi comercianți pe aici, prin stărănițele Domnului, a început o emisiune a amatorii, vă rugăm să luați, să fiți atenți, dar există bruiaj de la posturile maritime. Aceste posturi maritime erau posturi cu scântei care făceau armonici foarte multe și bruiau foarte puternic și făceau foarte mult zgomot. Era o zonă prinsă zgomotoasă în jurul emițătoarelor. Aici îți spune tot așa, amatorii asupra expoziției și asupra emisiilor care le pot asculta pe simplă galenă și cu antenă improvizată. Deci exact o astfel de construcție din 1927 e tot mai bună pentru ce ne trebuie ca să ascultăm un post de radio, ne mai trebuie o antenă. O altă reclamă care se fac aprecieri critice, asupra audiției, să le și, la sfârșit, zice, cei care au prins să ne comunice nouă cu amănunte condiții și aparate, adică ce condiții au recepționat posturile respective. Alt post de emisiune este cel comunitar. Alo, pune măsură să încercați la aparat. Regimentul de transmisiuni. Deci aveau și ei posturile de emisie tot experimentale. Nu putem să încheiem fără să amintim de doctorul Sabopol, care a fost primul radioamator în sensul actual al cuvântului. El, în condiții de semiclandestinitate, pune în funcțiune un post de emisie, fiind aici. Și în ultima duminică a lunii septembrie 1926, a pune în funcțiune acest post de emisie, a fost muzică populară, a fost foarte bine primit de ascultători, s-au primit scrisori de confirmare chiar și de Valea Timocului. Deci discutăm de 1926, cu 2 ani înainte de a se pune în funcțiune postul public de radio. Din păcate, el a murit în 1938, în urma unui accident. Iată o imagine a postului respectiv. Aici îl vedem pe doctorul Sabopol și reviste de specialitate, Radio Român, Radiofonia, TSF, deci reviste străine acestea. Vă mulțumesc pentru atenție! În anul de la Facultate de Istorie, de vorba de studiul Vișel Mâniu, o să zice ce legătură are cu acest seminar de istorie electrotehnică. Vreau să vă spun că Victor Vișan Miu
a făcut parte din centrul nostru de inițiere cercetare științifică, este departamentul de istoria științei, în cazul acestui centru. El este umanist. L-am adus în partea de istorie, la Sava a fost, deci unul din puținii șoareși de bibliotecă, deci este un demodat. În ideea fiind europeană, să vină șoareși de bibliotecă, să fie și demolat, dar și demodat. Dar nu e cazul. Anul trecut a scos o carte. Clasa, chiar uite ce, chiar vine un artist ăsta. A fost clasa Paladină. O carte din Italia, e singura carte de așa ceva. Și am avut curajul într-o țară republicană să scoată așa ceva. Dar mi-am mai pus niște lucruri în cadrul sesiunii și de centru de istorie. Toate despre copotul lui Duiliu Zanfirescu, care a fost chiar electromecanic, care nimeni nu știa, mai trece și acum. Și a fost în clasa Palatină și despre Rodion Chiamu, altul care a fost în clasa Palatină. Este rău să povestesc. De ce este? Și ne lipsește metodica. Poate că știm electrotehnică, știm multe. Dar o istorie se face și cu o metodică anume. De-aia am chemat un specialist în metodică să ne spună cum se scrie istorie. Da. Doamnelor și domnilor cercetători, îi mulțumesc domnului Ignat că m-a încurajat cu această temă. Nu sunt un specialist încă în părți în metoda. Dar ce promit în acest tipul de expunere este să dau răspunsul lui Nicolae Iorga la întrebarea cum se scrie istoria. Iar Nicolae Iorga în 1935 a ținut o lecție deschisă la Universitatea din București a cursului cu istorie pe care îl ținea. Și firește, el spune că istoria se face cu documente. Dar adaugă, firește, pentru această profesie o condiție și o să citesc. Dacă nu ești capabil să recreezi un om, să-l faci la loc după lămuririle pe care le ai și cu ceea ce poți să adaugi din fondul dumitale, atunci să nu scrii istorie. Și vreau să vă spun că ieri lecțiile la Facultatea de Istorie au fost deschise de domnul profesor Adrian Cioroianu, iar dânsul a spus ceva foarte asemănător, spunând că istoria este cel mai bun mijloc de exersare a empatiei umane. Deci, din nou, este vorba despre oameni. În istoriografie, în partea de istorie care se ocupă de scrierea istoriei, este un termen acela de știință auxiliară pe care istoria o folosește în îmbogățirea metodei sale. Și asta nu proclamă o superioritate epistemologică a istoriei, ci pur și simplu recunoaște că are nevoie de alte discipline, de geografie, de toate cele care analizează documentele, paleografie, de pildă, sau heraldică, genealogie. Sunt foarte multe în jurul istoriei. O, spunem, știință pe care n-am auzit-o în familia asta, deși mă gândesc că ar fi foarte rău dacă ar lipsi. Mă refer aici că istoria ar trebui să folosească ca știința auxiliară și logica. Pentru că de foarte multe ori într-o cercetare, dar tot timpul într-o cercetare, trebuie să faci diferite raționamente și dacă ele nu sunt logice, atunci n-au cum să fie valabile. Și aici intervine reversul acestei dezbateri despre ce înseamnă istoria, dacă este știință sau nu. Unii istorici consideră că nu este
știință și explică de ce, dar totuși putem vorbi de o metodă istorică și de o rigoare pe care această metodă o are, observând că ea răspunde la niște întrebări și în tot ceea ce știm despre istoria unui anume subiect, noi o știm pentru că a existat această întrebare și căutarea acestui răspuns. Dar reversul acestei dezbateri care e folositoare disciplinei istorice este aceasta, că istoria, ea însăși este o știință auxiliară sau, dacă nu este știință, cel puțin o, are o metodă care este ajutătoare pentru toate disciplinele care există în lumea asta, pentru că toate au o istorie a lor și asta este evident din moment ce ne aflăm la un seminar de istoria electrotehnicii. Ori, desigur că trecutul acestor discipline va fi documentat cu mijloacele istoriei, pentru că alte mijloace pentru descoperirea trecutului când e vorba de activitatea umană nu există. Pentru istoria naturii se poate lipsi un cercetător de mijloacele istoriei, dar pentru istoria geologiei sau a biologiei sau a fizicii sau a electrotehnicii, nu. Acum, desigur că și metoda istorică are de învățat de la alte discipline, iar un istoric care are acest titlu, cum se scrie istoria, un francez pe nume Paul Vein, consideră că istoria ar trebui să scape de trei limite, de opoziția dintre contemporan și istoric și să absoarbă două discipline, sociologia și etnografia. Firește că sociologii și etnografii n-ar fi de acord, dar el consideră că ceea ce fac ei este doar o altă formă de istorie pe care istoricii n-o fac. Să scape de convenția continuumului și să abordeze subiectele mult mai des într-o formă comparativă și să depășească optica evenimențială, lucru care începe să se facă printr-o istorie a mentalităților, a obiceiurilor și a, spunem, lucrurilor care depășesc fapte. De conștiință. Este un exemplu pe care mă gândesc să vi-l expun, la care m-am gândit, care pornește de la un domeniu foarte specific, dar care ar putea să răspundă la multe întrebări, într-un fel în care spunem, istoricii poate că nu s-au gândit până acum. Și mă gândesc, de pildă, în anii 1916-1918, Bucureștii au fost sub ocupația armatei germane. Și o cercetare care s-ar putea face este cum a mers cercetarea românească din București și din toată zona asta ocupată, este tot, toată țara românească, de fapt tot teritoriul a fost ocupat și s-a făcut acel refugiu la ea și mă gândesc cât de valoroasă ar fi o astfel de cercetare care ar da foarte multe răspunsuri despre cum a funcționat ocupația germană capitalei, despre care încă există foarte multe semne de întrebare, deși s-a scris mult despre asta. Sau chiar cum a funcționat cercetarea românească în anii alte ocupații germane, mai puțin, spunem, vizibile și
care a fost valabilă pentru toată România în anii 1940-1944, când, sigur, nu eram cuceriți, dar Germania patronată ce se petrecea aici. Și sper ca anul viitor, unul din aceste subiecte, să mă pot și prezenta în fața dumneavoastră cu o exemplificare a ceea ce am prezentat astăzi în mod teoretic. Vă mulțumesc! Nu o să manipulez, să intre pe istoria științei. Am fost la Lozana prin 96, era un profesor, Mircea Crivi, plecat de la Cluj, și era un afiș tot așa, cu multe personalități care prezează la Lozana. Și l-am întrebat, de ce nu scrieți numele? Ce nu se poate, că toți oamenii de aici fac electromecanică și trebuie să știe. Și acolo este un lucru stabunci. Trebuie să-ți cunoști personalitățile. Lucrul care la noi nu există, dar din voi, cred că o să dispare și glanda asta de a fi recunoscător la cei care te-au format. E un lucru grav. Dar cine a fost în acest afiș? Deci, după aceea este o tablă, în stânga, da? După aceea... Hurmuzescu, da. E domnul Popa, da? Dar a fost și inginer și fizician. Domnul Capul, aici am împărțit. Domnul Procopiu, unchiul domnului Tănăsescu, dacă nu știți. Fost fizician. Remus Veduleț. Dorda, profesorul Dorda de la Timișoara, mașină electrică. Profesorul Franțale, care am urmărit. Și cei doi academicieni, domnul Timotin și domnul Țungăr, pe care cred că îi cunoașteți. Deci eu cred că îi cunoașteți majoritatea. Cred că ar fi rușinos. Știți ce se întâmplă în alte țări? Să faci un curs de inițiere, înainte, neamul întâi. La toate facultățile din Occident, există curs de istorie și civilizația domeniilor respective, în care se cunosc personalitățile și care studenții mai pot să schimbe ideea de facultate dacă nu li se pare că nu răspunde la întrebările lor. La noi nu se face lucrul ăsta, nu există nici măcar o catedră de istoria științelor la Politehnică și nici doctorat. La fizică există. Da, cum? La fizică există. La fizică există, domnul Carlo mă completează, dar fizica este compasă mai. Și catedră este istorică. Nu, și chiar au și filozofie bună, nu? Domnul Pârbu face acolo filozofia științei foarte bună. Bine. Acum, urmează următoarea lucrare, trecând peste aceste observații. Este vorba de activitatea, deci două lucrări nu o să poată fi susținută din motive ce nu-i obiective. Urmează activitatea profesorului Vasile Tușcă, un exemplu de integrare a cercetării în procesul de învățământ. Unde este pe mine? Nu este, eu uite pe mine. Asta se gândă. Așa e. Nu fumează timpul, că nici nu e fumător. Dar ce vreau să vă spun? Îmi pare bine că au venit atâția oameni, mă spunea să fie mai mulți tineri, care să înțeleagă ideea asta de glande care se recunoștite pe un context. Vreau să spuneți domnul Părăcea. Mă rog. Am spus că sunt doi oameni aici care m-au inspirat. Și că a venit vorba de această participare, care, după părerea mea, este foarte importantă. Am încercat, chiar în 1991, să constituie în cadrul IPU-ului o comunitate. Problema principală pe care o avem este cum am putea crea, să zicem, o comunitate și o armată de oameni. Și aici vreau să mulțumesc, în primul rând, pentru că tot căutam. Atunci am vorbit cu diferiți colegi. Până la urmă, m-au îndreptat pe domnul Capă, care deja avea o comunitate, deci o societate pentru materiale, dacă nu mă știu. Iar, să zicem, acest statut
m-a inspirat atunci ca să pot să fac, am încercat, e adevărat că am dat-o în bară, deci nu am reușit, să fac comunitatea, am pornit-o cu inginerii din ICFED de electronici. Iar pe al doilea om pe care vreau să îi mulțumesc, tot așa, pentru inspirație și înțelegere, este domnul director Tănăsescu, care m-a sprijinit să fac câteva întâlniri la vremea respectivă. A înțeles imediat despre ce este vorba, mi-a pus la dispoziție sala de conferințe, care prima oară au venit foarte mulți, deci aproape jumătate, plus directorul Bocconcios a venit la întâlnirea respectivă cu mare entuziasm. La a doua n-a mai venit nimeni, este adevărat, dar mi-a permis, deci cum să zic, a fost simpatic, a înțeles imediat despre ce este vorba. Am pus afișe în tot, adică afișe. Am făcut niște hârtii din astea de la așa, pe care am scris că avem această întâlnire și mi-a permis să fac propagandă pentru crearea unei astfel de comunități. Cred că acest lucru ne lipsește cu precădere, da. În sensul că nu avem, să zicem, sensul acesta al aproapelui și mai ales aceluia care cu care să împărtășim aceleași idei și aceleași valori. Deci, și eu m-aș fi așteptat aici să fie mai mulți tineri, da? Na. Dar știu cum e, pentru că chiar dacă, zicem, a trebuit să plec, pentru că n-am reușit în cadrul ICP-ului și atunci am zis, ok, plec și continui din afară, pentru că din interior e foarte greu să fii... Domnul Borgea, dumneavoastră sunteți prea romano-catolic pentru această comunitate ortodoxă, știți? Da. Mă rog, sper că... Știți că aici sunt entuziasme de moment și după aia se duc. Uitați-vă, da. Câte reviste apar în 2-3 numere și dispar. Câte asociații au apărut și au dispărut după 2-3 ani. Da. Sigur că am reușit la 8 ediția de istorie și de mare. Da. Deci eu cred că totuși va trebui și în continuare și sper că sunt cu toții de aceeași părere, că efortul cel mai mare pe care se îndepune fiecare acolo unde suntem, de a crea, să zicem, elementele acestea de empatie și de sinergie dintre oamenii care pot să constituie, să zicem, o comunitate. De aici pornește toată treaba. Vă dau un motiv și mai temeinic, dacă știți de domnul Sorin Alexandrescu, nepotul lui Eliade, care zicea așa, în momentul când ne vom uita în oglindă și vom vedea de gol despre noi, atunci vom face într-adevăr niște progrese. Domnul Cazar, asta ne-a recomand. Aici, domnul Cazar, nu mai pleca să vă cheamă. Nu mai plecați la dumneavoastră, stați aici să se ține lucrarea. Mulțumesc, domnul președinte, pentru ocazia oferită de a putea spune câteva cuvinte despre activitatea profesorului Vasile Trușcă, în care este un exemplu de integrare a cercetării în procesul de învățământ, exact cum am dat și titlul lucrării. Domnul Vasile Trușcă este născut la 1997 în comuna județul Vâlcea. Perioada facultății a fost în 1956-1961, iar studiile doctorale între 1969-1973, doctoratul fiind susținut la Aachen, în Germania. Ca experiență profesională a trecut prin toate treptele universitare, fiind oprit din start în facultate, Facultatea de Electrotehnică la Așa, actualmente Facultatea de Inginerie Electrică, de la stadiu asistent, șef de lucrări, conferențial și profesor, șef de catedră. Au obținut brevete de invenții la momentul respectiv foarte importante pentru stadiul dezvoltării industriei românești.
este vorba de un dispozitiv analogic pentru registrarea integrală ISUR, pentru plastic laxe fuzibile, de asemenea un aparat pentru măsurarea puterii și energiei acelui electric în aparatura de conmutație. A fost membru al Asociațiilor Profesionale ACER, de asemenea Asociației Inginerilor Electrotehnici din România. A fost cunoscător a mai puțin de 5 limbi de străine, se anume germană, engleză, italiană, rusă, de asemenea, în anumite perioade a dezvoltării profesionale, a făcut specializări în țări cum ar fi Franța, la Toulouse, în 1971, în domeniul fizic al arcului electric, de asemenea la Aachen, în Germania. Tot în Germania, în 1976, privind tehnica comutației în DIR, la acel moment, ITP-ul dezvolta interruptorul cu stingerea arcului în BIT. Este un proiect foarte important pentru ITP. De asemenea, în Polonia și la Lille, în Franța, în domeniul structurii contactelor electrice. Este a elaborat peste 100 lucrări științifice interne și internaționale, nu o să intru în foarte multe detalii. Contextul în care și-a desfășurat activitatea în profesor Vasile Trușcă, din punct de vedere al dezvoltării industriale a României, a fost unul foarte... Atunci, industria românească era din avânt. Și, de asemenea, ICP-ul care susținea toate industriile electrotehnice românească trebuia să facă față acestor provocări, acestor cerințe. De asemenea, Catedra de Electrotehnică și, în special, Catedra de Aparate Electrice a Politehnicii avea strânse legături cu Institutul Național de Electrotehnică ICP și cu industria. Deci această tripletă, industrie, institut, catedră, funcționa la cel mai înalt nivel la acel moment. Deci acesta ar fi contextul în care domnul profesor Vasile Trușcă și-a desfășurat activitatea. Ceea ce aș vrea să foarte mult să precizez este că dânsul a fost un vizionar. În ce sens spun acest lucru? Pentru că tot laboratorul de aparate electrice din cadrul Catedrei de Aparate Electrice este creat în mare parte de dânsul. Ceea ce este și mai important este că acele aparate erau niște proiecte de cercetare foarte importante, care erau create chiar de către studenți, ca proiecte de stat. Și care rămâneau în cadrul laboratorului, la acestui laborator, și erau folosite ulterior, atât de industrie, unele chiar și în ICP, cât și în procesul de învățământ de zi cu zi. Deci în cadrul laboratorului de aparate electrice. Aș putea să enumăr câteva numai din aceste realizări. Este vorba de un programator electronic pentru încercări cu control de fază. Imaginea e puțin e luată din cărți și de aceea am descoperit. De asemenea, un aparat pentru înregistrarea integrală ISUR la siguranțele fuzibile și un simulator electronic pentru stații de încercări directe. Acesta pentru că solicitările, e bine cunoscut faptul că solicitările termice, electrodinamice și dielectrice care apar în aparatele electrice de comutație, e necesar să se cunoască curenții scurt-circuit, tensiunea tranzitorie de restabilire, de asemenea, oscilantă, iar acest lucru este greu de determinat în condiții reale și atunci, sigur că trebuie este necesar să se facă simulări și
acest simulator electronic pentru stațiile încercări directe, acest rol îl avea de a înlocui, practic, niște încercări foarte greu de realizat în niște încercări de, în condiții de laborator. Domnul profesor Vasile Trușcă era extraordinar de apropiat de studenți. Acest lucru aș vrea să-l, în mod deosebit, să-l remarc. Chiar și eu am fost beneficiarul acestei apropieri, în sensul că personal m-a adus la IP în anii 83, în colectivul domnului Marinescu, domnului doctor Inger Marinescu, pentru a realiza proiectul de stat, acel aparat pentru determinarea parametrilor la arcul electric de comutație, care făcea mai multe, avea mai multe funcțiuni, și anume integra și funcțiunile celorlalte aparate prezentate, și anume determinarea integralei Joule pentru siguranțe fuzibile. De asemenea, noi am încercat să mărim foarte mult spectrul de frecvențe, astfel încât să putem înregistra toți parametrii arcului electric de comutație, inclusiv curentul COSTAC, ceea ce la vremea respectivă era o cercetare chiar la nivel mondial. Deci, chiar că eram student, am beneficiat de aceste apropierea dânsului cu studenții. Se și vede aici, în mijlocul studenților, prin anii 90, era, se vede cât de apropiat era de studenții, druma pas cu pas, practic, în activitatea dânsilor. O să urmeze o mulțime de poze care le-am obținut de la familie. Este conferința din 73 CEI de siguranțe fuzibile de înaltă tensiune. De asemenea, un laborator de aparate electrice, laborator care deținea, după cum am spus, o mulțime de aparate create chiar de către studenți în cadrul proiectelor de licență și de stat, cum se numea la acea vreme, la 40 de ani de la absolvire. De asemenea, la un simpoziu internațional de descărcări electrice și izolații și tehnica vidului, la un an 2000, în China, la Xi'an, la 19, la simpoziu internațional de asemenea tehnica vidului și descărcări, la San Francisco, pe aceeași temă, în 1996, pentru cine, dar bănesc că nu există cineva aici care să nu cunoască pe domnul profesor Trușcă, este în sudă, din partea stângă, este împreună cu domnul Dan Pavelescu, domnul Maricaru și domnul Dumitrescu. Și domnul Dumitrescu. Da. De asemenea, domnul Francisco, în plus, mai fi doamna Smaranda, ministru, centru imaginii, care acum este profesor în catedra de aparate electrice de la Inginerie Electrică. De asemenea, tot la San Francisco, împreună cu domnul profesor Dan Pavelescu, domnul Smaran Danisu, cunosc ca pe toată lumea, toată lumea. De asemenea, la decernarea titlului de doctor honoris causa a profesorului Cauzmeller de la Aachen, în 1997, decernarea a fost făcută la București, în cadrul Institutului Politehnic. Sunt mai multe poze, de domnul profesor Cauzmeller este dânsul, care a obținut titlul de doctor honoris causa. Și vede, deci este în centru imagine, împreună cu soția, un profesor Trușcă, astfel Trușcă. În 1982, la vizita delegației de la Universitatea din Aachen, împreună cu profesorul, după un profesor Klaus Meller. Care fi prima carte de istorie. Da, elemente de comutație statice. De
este vizita delegației de la în împreună se o să împreună și cu domnul profesor Vortopan, a cărui student am fost la aparate de zice, domnul profesor Cruște, domnul profesor Popescu, la, și, mă rog, cei doi profesor, domnul profesor Mără și un profesor tot de la Aachen, care, pe care nu-l cunosc. Cam asta a fost, aș sintetiza spunând că ar trebui să luăm un exemplu, noi tânăra, la tânăra generație, să iau un exemplu de la activitatea acestor mari profesori și cel puțin în activitatea lor să fie călăuziți de realizările dânșilor, care au fost absolut deosebite. Eu nu cunosc prea multă lume să aibă asemenea realizări și, practic, această modernitate... Da, dar noi nu am în sală aici, vă, jumate de sală cu asemenea realizări. Da, ideea este că, deși discutăm totuși de niște de anii 70, 80, 90, 2000, mai, cred, până în 2006, când dânsul a trecut în neființă, la vârsta de 69 de ani, practic ne-a oferit un exemplu și de viață și de, știu, de activitate pe care putem să-l urmăm. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ultima lucrare, la care nu știți permeze, dacă nu știți la lucrare, despre câteva considerații privind biografia lui Alexandru Proca. Deci, biograful de serviciu sau cel mai bun biograf al lui este, fără îndoială, profesorul Dorin Poenaru, care la sesiunea anterioară a prezentat biografia pe la Cernaie Roșoreiau. Ea a apărut și în revista de istorie, dar el este domnul Capăl, întâi inginer. Și după aia fizicea, ca să vedeți cum e viața asta. Ia făcut un de ce... M-ați cumpărat de ceva? Da, la mod de este inginer electrician. Care fi lucruri interesante. Deci aici este Henri Poincaré, care vine din vecinătatea lui Alexandru Proca. Are o chestie care cred că se potrivește. Istoria ne arată că viața e un episod între două veșnici ale morții și în acest episod gândirea conștientă durează doar o clipă. Gândirea e doar o explozie de lumină în mijlocul unei nopți lungi, dar această explozie este totul. Cred că asta îl definește pe domnul Broca, care a început... El s-a născut la 16 octombrie 1897 la București. A căutat să vedem care sunt rădăcinile. Se pare că este vorba de o familie boierească din Moldova, ajuns aici, spre deosebire de familia doctorului Proca, care suntem confundați. Deci centrul nostru de excelență în inițiere în cercetare se numește Alexandru Proca. Și toți ne spun, a, e vorba de doctorul Proca? Nu. E vorba de savantul Proca, pentru că doctorul Emil Proca, care a fost specialist în rinichi, un om cu biografie deosebită, e cu totul altcineva. O să vă spun pe scurt, nu o să încep să citesc. Deci, în 1916 termină la Lazar liceul, în 1917 se mobilizează, a făcut o cercetare la liceul Lazar. Bineînțeles că nimeni nu-l cunoaște. Deci vreau să vă spun acum, la atâția ani după Revoluție, nimeni nu știe că Proca a făcut la Lazar, dintre profesorii de acolo. Am fost la secretariat, nici atât, la director, directorul este de concursul, că o să facă o cerere să scoate catalogele de undeva, să vedem elevii din 1916, care erau la Lazar. Și nu știu dacă, până la urmă, o să le scoate, dar cert este că era o totală așa de rută acolo. Cine am avut? Da, zic, asta a fost cineva care a fost foarte aproape de premiul Nobel. Nu se știa mare lucru. Și să vă spun ce am descoperit și m-a emoționat era faptul că studenți care erau în 1915-16 studenți, elevii liceului Lazar, s-au dus voluntari în primul război mondial. Pentru că am găsit acolo tot felul de necroloace ale foștilor elevi care au murit luptând pentru România în primul război mondial. De fapt și Proca la fel a făcut. S-a scris în facultate și după aia a plecat voluntar. N-a rămas în facultate. Deși
Vasilescu Carpenea și spus, domnule, ești asistent, te putem ține aici. Nu, zice, trebuie să-mi fac datoria față de țară. Un alt exemplu, cum lumea poate uită, este vorba de profesorul Budeanu, care a făcut război, deși era profesor la Politehnică. Ce este interesant este că după ce intră student și după ce vine din război, se înscrie la Politehnica din București, la secția de electromecanică, fiind foarte capabil. Vreau să vă spun că încă din liceu de dat o vadă de... știa trei limbi. În momentul când a intrat în facultate, știa trei limbi, franceză, engleză și germană. O altă chestiune, era un foarte bun matematician. Începuse să scrie din cum era clasa 9-10 la noi, Gazeta Matematica apăruse în București, datorită profesorului Achimescu, după aia continuată de Abason, și Societatea Matematică a vrut să-l îndemne să facă facultate de matematică. A zis, nu, domnule, vreau să fac ceva concret. Mai ales că tatăl său era constructor și se zice că a ajutat la construirea gării de sud din Ploiești. Mă duc la... am fost acolo, nu există o istorie a gării. Deci dacă vreți să vă vedeți o istorie a gării de sud, nu se găsi. Ei spun că tot în la București. M-am dus la Gara de Nord. Nu. M-am dus la Muzeul CFR-ului. Nu există. Există, într-adevăr, o ediție editorială despre gările din România, dar niciun cuvânt de tatălui Proca. Sigur, se pune problema, poate că n-a fost scriitor el. Nu este adevărat, pentru că în biografia familiei trebuie cu acest domn Proca ca om care a făcut numai Gara din Ploiești, dar și multe poduri din Moldova. Așa. Pe vremea aia era student, dar colabora cu profesorul Tudor Tănăsescu, care era mare profesor cu care a colaborat buletinul de matematică. Dar știți că era profesorul cel mai bun de lămpi electrice, lămpile electronice care se făceau. Nu se cheamă la tuburi electronice, da. Ziceau, da. Dar că era și un matematician și Abason care conducea buletinul de matematică. A apărut în cadrul Politehnicii. Acum, cronologia buletinului este ăsta, ceea ce vedeți acolo. El a început să scrie la Societatea de Gazetă Matematică, 1919, era încă în liceu. După aia a continuat și ca student, să aibă referate și, astfel încât i s-a publicat până în anul 1935, în Casa Gazeta Matematică, ultimele articole, după care l-a plecat. Cei 400 de gazetei, se amintim din nou că merită, mi se pare Gazeta Matematică nu mai apare acum. Dar să vă spun că nu mai există, decât în ediții restrânse, decât o asociație care mai face câte o revistă. Ion Ionescu, Gheorghe Țițeica, Ioachimescu, care a fost și profesor de mecanică, și Vasile Cristescu. Așa, a început activitatea la Câmpina, la societatea din Câmpina, unde s-a ocupat și de acționări electrice și de acționările pentru stejile petroliere. A fost și asistentul lui Nicolae Vasilescu Carpen, care făcând în Franța, l-a îndemnat să se ducă acolo pentru specializare. Dar ajuns în Franța, nu se duce la facultate de inginerie, face facultate de fizică. Se părea că îl atrage mai mult chestiunea asta. Acolo devine scurt timp un student care termină meritos și lucrează cu Sklodowska Curie, de la care are o deosebită atenție, cu De Broglie. De Broglie l-a sesizat imediat. Dar tot De Broglie avea și meritul că l-a oprit să ia premiul Nobel, datorită nesusținerea ale lui De Broglie mai târziu, prin 20-30 și ceva, Proca nu ia premiul Nobel. În orice caz, printre meritele lui este primul seminar mondial pe particule magnetice, la care vine din Marie Savante, este sesizat chiar de Einstein, are o corespondență bogată cu Einstein. Era singurul cu care, la un anume seminar, Einstein l-a admis pentru niște discuții separate. Așa. Sigur, face fizică teoretică și la nivel academic și face și cercetare în Institutul Radiumului. Predă și în Portugalia, eu știu bine că și în Spania a ajuns să predea. Chiar dar primul Nobel pentru fizică, care i s-ar fi datorat lui pentru existența mezonilor, este luat de japonezul Yukawa, care în japonez recunoaște meritele lui Proca și a zis, domnule, nu prea meritam, știți? Era Proca ăsta înainte. Dar faptul că a avut o contradicție cu De Broglie, asta a dus la primul Nobel.
Recunoaște atârzii, asta cred că e o chestie de urâtă de tot. De ce să vreau să vă spun? Apare un... o arhivă a liceului Lazar, prin 1960 și ceva. Proca nici nu-i trecut acolo. Nu știau ăștia? Știa securitatea? Ce se întâmplă? De ce nu era Proca acolo? În schimb, sunt tot felul de oameni care nu sunt chiar așa de grozavi. Pe pereții de la Lazar, dacă o să mergeți, o să vedeți tot felul de oameni care sunt mult mai slabi ca el ca performanță. Ba mai mult, am avut ocazia să văd un academician care am auzit că prin 56-57 făcea liste cu epurări de studenți din facultăți. Asta a rămas în istorie. Proca e pe undeva, profesor de fizică nu știu, nu știu cât de mult facultatea de electrotehnică sau universitatea îl consideră, cert e că am aflat de la fizice. Deci era un simpozion de fizică de aplicații și un domn Bârsan zice, uite domnule ce interesant, cum un inginer devine fizician. Și mi-a arătat biografia scrisă de Dorin Poenar. Și atunci zic, haideți că merită. Și când va Dorin Poenaru aici la seminar și a ținut o biografie impecabilă despre și cu explicații de fizician, este într-unul din numere. Cine e interesat, îi putem da acest număr. Și care e Dorin Poenaru? Ne-a mai ajutat după aia ca să facem legătura. Domnul Capăl avea frica că dacă noi luăm numele Alexandru Proca, nu se poate. Dacă e cineva din familie care se supără. Bine, zic, hai să-i scrim. Îi scrim, mai are o nepoată în Italia, acum care mai trăiește, unde e o nepoată și un nepot. Și domnul Dorin Poenaru, am găsit și o profesoară de franceză, franceza e mai grea pe engleză, vreau să vă spun, e așa, e stilată, a fost râdă de noi mai mult decât un englez. Și am găsit o profesoară de franceză care ne-a ajutat să edităm, mi-am scris o scrisoare că am dat să fie numele acestui Alexandru Proca, să fie numele centrului nostru de excelență pe inițiere în cercetare. A ajuns acolo. Doamna ne-a trimis răspunsul și așa a fost să fie această revistă de acest centru de inițiere în cercetarea științifică, care cred eu are 5 ani vechime, de 3 ani ne numim Alexandru Proca. Mergem la toate competițiile cu titlul ăsta de Alexandru Proca. Suntem confundați mereu cu doctorul Proca, dar asta nu mai contează. Care nu se numește Emil, ci Eugen. Eugen, pardon, am zis Emil? Emil a zis. Eugen, da, într-adevăr. Asta e gara de sud din Ploiești, la care inginer constructor a fost sigur tatălui Proca, dar nu mai știe nimeni de el. Asta este liceul Lazar, care nu are măcar un minim interes de a propaga ideea că Proca a fost aici. Da? Aici sunt lista, am găsit totuși până la urmă la biblioteca liceului, un fel de arhivă pentru care până în 20 și ceva. Uitați, aici figurează, uitați-vă, Bușilă, m-am interesat, Corneliu, că se vorbea de Bușilă. Este un văr al lui Bușilă Constantin, viitorul ministru, Proca Alexandru, e trecut greșit medic, Proca Gheorghe, da, este medic, într-adevăr, l-a dat mai jos. Este vorba de un nu este Eugenie, este vorba de un doctor de plămâni. Cunoscut în perioada aceea. Iar sus aici un elev de clasă foarte bun, Dulfu este, poate știți, existau niște povestioare, se numește Dulfu, care e inginer, el este, iar coleg de clasă a fost cu Vian, Tudor, m-am interesat. Deci la domnul Alexandrescu, care a fost ministru al culturii și este vorul bun, am întrebat, da, zice, câteodată era trecut Teodor, dar de fapt e Tudor. Deci a fost coleg de clasă cu Proca, perioada aia. Alți elevi, câțiva din ei morți, că au fost voluntari în primul război, se pare o treime din clasă a murit în primul război mondial, ca voluntar. Aici este imnul liceului Lazar, care a apărut în perioada 1915-1918, foarte interesant. Și aici este scrisoarea asta holografă, prin care noi cerem să devenim numele centrului ăsta de inițiere în cercetare științifică pentru elevii de liceu, să devină Proca. Astea ar fi noutățile, ne-am interesat și pe unde au stat familia asta Proca. Deci familia Proca e două ramuri importante. Familia Proca din Argeș, care este familia doctorului Eugeniu Proca, și o familie din Moldova, care este familia acestui domn Proca, care a fost aproape de premiul Nobel. Este o personalitate cu totul deosebită,
pe care încă nu-i dăm atenția cu medie, a intrat în Academie, adevărat, în 94, mi se pare că s-au terminat toate actele ca să le producă ca... El a murit în 55, supărat că n-a luat premiul Nobel, se pare că s-a îmbolnăvit, a avut un cancer de gât, fiind țin discuții cu De Broglie, și a murit, dar nu a existat niciun interes. Avem așa o stare de asta de a nu bea glande pentru formatorii noștri și pentru oamenii de bine, nemaipomenită. Am citit de curând de o carte impecabilă, Întoarcerea lui Vintilă Horia, un alt intelectual de care nu ne interesează, dar care a fost foarte aproape de premiul concurs. Cine s-a opus? Românii. A trimis de aici securitatea, chestii că nu merită, dar și că a fost legionat. Și bineînțeles că francezii foarte sensibili acestea au anulat. Dar se descoperă că de fapt a avut un singur articol în ziarul Strâmbă Lemne și aia a fost singura lui chestie. Altfel, de bine. De asta zic că glanda asta care nu reușim să chemăm tineri mai mult, sunt foarte supărați. Deci dacă încercăm să aducem tineri, au de lucru, vezi imediat fenomenul de 90, îi muncesc. Nu putem să aducem că supărați, o carte a lui Toader Paralog este o patria supăraților. Plictisiți la 20 ceva de ani, singura șansă este că avem acest centru de excelență pentru tineri din liceu, care sunt foarte entuziaști, foarte porniți cu orice, imaginație, se poate dialoga, social, inteligenți, dar din 10-8 pleacă. Vă mulțumesc, asta a fost pledoaria pentru program. Noi încheiem această 8-a ediție, ne bucurăm că reușim să o ducem la capăt și pe această ediție. Avem o revistă, cine n-a venit până acum, putem să-i dăm, avem numere vechi, în care au apărut articole care au fost comunicate la simpozion, dar și alte articole. Și vă rugăm să ne ajutați dacă aveți cumva probleme, ați lucrat pe undeva, într-un institut, într-o fabrică, într-un laborator, ați fost într-o catedră. Ne trebuie. Am întrebat de catedră, am vorbit cu domnul Bâlă, zic, de ce nu faceți o istorie a catedrii de mașini? Nu se poate așa ceva și cred că m-ar înjura toți. Bun. Vorbesc cu un alt profesor, chiar cu Hortofan am vorbit când mai era în viață, zic, dom'le, dar o istorie a catedriei de aparate? Nu se poate, dom'le, și o explozie. Și s-a supărat că cineva avea de comentat. I-a spus doamnei Gorovanu, care e o doamnă foarte sentimentală și foarte atașată. Zic, nu, asta mă, zice, o să vezi ce o să zică aia. Bine, îmi pare rău că așa se petrec lucrurile, când avem aici un doctor care ne-a moșit pe tot, domnul Tănăsescu, care are curajul să scrie despre toate. Bun, mulțumesc încă o dată. Gracias.